La mare, plaja e plină de tentații. Seara în discotecă îl vezi pe Făt Frumos. Iar după un dans amețitor, dimineața te trezești în camera lui. Nu știi cum ai ajuns acolo și nici ce s-a întâmplat. Tot atunci încep și întrebările. Așa că ai grijă, regulile nu s-au schimbat, doar că trebuie respectate. În materie de prevenție, mari noutăți nu sunt sau nu este mai nimic nou. Pilula contraceptivă pentru femei este sfântă, prezervativul pentru bărbat. Numai că trebuie folosite. Pentru a evita atât sarcinile nedorite, cât și diversele boli cu transmisie sexuală, fii întotdeauna pregătită. Prezervativul este sfânt mai ales pentru contactele sexuale întâmplătoare. De inventat a fost inventat cu 3000 și ceva de ani în urmă, cu aproximație, se pare, parcă în Egiptul antic se folosea mațul de oaie drept prezervativ. De atunci, într-adevăr, prezervativul însuși a fost foarte perfecționat și din punct de vedere estetic și din punct de vedere practic. Indiferent de vârstă, educația este la fel de importantă. Ce este dramatică, educația sexuală a tinerii din zilele noastre și o fac de la prietenul, de cunoștințe sau din internet. Cert este că în fața unei sarcini nedorite, singura soluție este întreruperea chirurgicală a sarcinii sau întreruperea medicamentoasă, care este traumatizantă, în primul rând pentru tânăra femeie care își începe astfel viața sexuală, că este traumatizantă și pentru doctor. Înainte ca vacanța ta să se transforme într-un coșmar, încearcă să ai grijă ce faci și cu cine faci.